Ia, maică, am venit să te întreb iară. Oi lua-o, oi ba pe Măriuca lui Ștefan. Omul-i gata să facă nuntă, gata. Te așteaptă ca pe turta cea caldă, Stane. Păi, vezi, Natalie, babă, încă n-aș vrea să mă ripied așa la însura, sunt tânăr încă. Și Măriuca are vreme să aștepte, vrea un soarte mai bun decât mie. Hai, stai Hai să trăiești, mă, stare, mă! Dar de unde vin de la tâșma din sat? Măi, ia unde da pe aia coco cu flăcăi de pe unde, da unde o să vin? Păcatele mele, mă duc la cășoara mea. Să-ți fie ziua bună, moșioni! Apoi, bună, bună, băiete, să-ți fie și ție. Acum zic și eu să-ți fie zi bună, dar parcă tot mai bună ar fi dacă ai avea o femeie lângă tine, adică să ai o nevastă acolo. Ia zi, tot nu te-ai înșurat? Nu, moșule! Ha? Până la toamna viitoare, poate, prinsurătoarea nu-i lucru de glumă. La toamnă, la iarnă, la primăvară, bă, ai încălecat nevoia, ai de toate cele, ai ridicat o cășoară frumoasă, nu-ți mai lisește decât o femeie, o nevastă acolo care să-ți facă o liotă de copii. Tei, moșionică, e o vorbă, știi, până la 20 de ani omul se însoară singur. Așa. Până la 25 îl însoară alții. Urmă, până pe la 30 babele îl mai pețesc pentru vreo fată mai sărmană. Bre, iar după vârsta aici... De la 30 de ani din sus, numai dracu-i mai vine de hac flăcăului topnatic. Aure. Și tu, Stane, ai cam ajuns la ferească Dumnezeu, la mâna dracului să-ți găsească nevastă. Stan al nostru nu era deloc prost. Auzise prea multe despre ce careva să zică o nevastă. Muncise de se spetise pentru bruma de avere pe care o adunase cu încetul și mulți oameni din sat trăgeau nădejde să și-l facă genere. Dar degeaba se osteneau și babele și prietenii și vecinii că Stan nu se dădea prins în jugul însurătorii. Era scum la vorbă și harnic la treabă, cu minte ca o fată mare. Dar toate merg ușurel până când se întâmplă ceva nemai întâmplat. Odată s-a trezit omul nostru cu noaptea în cap, a făcut repejor o mămăligă, a pus-o în traistă dinpreună cu o bucată de brânză, a înjugat boii la car și a plecat la pădure să aducă niscaiva lemne. Doamne, ajută să fac rost de niște lemne. Bunii de foc să nu dau piept cu olvii gleam prin întunecata ista din pădure. Ruga i-a fost ascultată și omul a ajuns cu bine în pădure. A tăiat lemne uscate până a umplut cu vârf carul, le-a dat boilor să rumege paie uscate și s-a apucat și el să mănânce din mămăliga și brânza aduse de acasă. S-a săturat ca un creștin ce era și s-a gândit că era vremea să o pornească înapoi spre casă. Ei, iaca, mi-a rămas un boz munițial de mămăligă și o leacă de brânzucă. Măi, te mir cu ea, prinde bine să ia câteva îmbucături. Ia, să pui o boțul de brânză aici pe buturugă să se sature vreo ligioană cu el. A zis și Bogda proste în cai. Eu, dar și am doamne de vorbesc eu cu mine însumi. Singurătatea batovinea. Băi, bă, Joiane, bă, Balane! Haideți mă acasă, băulenilor, că acu se întunică. Ei, Doamne ajută! Tocmai când Stan ieșea din pădure, s-a pornit din senin o viforniță atât de cumplită, de ziceai că nu mai scapă ființă vie din calea ei. Se întunecase în plină zi, ca noaptea fără lună, și nu știai dacă vântul șfichiuia mai mult a ploaie sau mai mult cu ninsoare. Era urgia lui Dumnezeu, ce mai? Dar vedeți că, tocmai la o astfel de vreme, caută dracul să bage omul în ispită.
Slugilor! Hei! Hei, dracilor, ia adunați-vă aici lângă mine! Arză vară focul, înghețați! Da, stăpâne Scarauschi! Da, aici suntem stăpâni! Am găsit drăcovenia! Hei, slugilor! Văzut ați ce vreme prielnică nouă! Ăstora din iad le dă Dumnezeu de sus prăpădiților de murit! Da, văzut întunecimea ta. Are fiecare ce merită. Hai, luți! Urniți-vă, scârbavnicilor. Ați trândăvit destul pârpălindu-vă pe lângă flăcările iadului. Negricioșilor, vă poruncesc să lăsați lenevia deoparte. Ce să facem, stăpâne? Ce unde să ne duci? Ce unde să ne duci? Pe cine să băgăm în ispită? Spuneți cine să băgăm unde să ne ducem pe cine să... Ia n-auziți purcații! Purcații! Cum? Pe cine? Pe muritorii cei de pe pământ. Ia! Ia apucați-o voi toți, draci mai mari și mai mici și mai mari și mai mici și mai mari, care încotro! Duceți-vă! Răspândiți-vă pe aici, pe colo, și căutați să vârâți vrajbă între oameni. Faceți-i să-l hulească pe el de sus, să se bată, să se ucidă, să intre în păcat. Vârâți-vă cozile care pe unde puteți, să nu se întoarcă unul dintre voi fără a-mi aduce un suflet, că iadul ăsta are mereu nevoie de alți și alți păcătoși. Hai, hai, pieriți din calea mea, furisiților! Am zis! Pieriți din calea mea, hai! Am zis! Nu am aflat care vor fi fost isprăvile altor trimiși al lui Scaraoțchi, dar s-a păstrat povestea unuia care, mai prizărit și neștiutor fiind, a numerit tocmai în pădurea din care plecase Stan cu un car plin de lemne. Azi pădurii de astele și pădurii... Mă înțapă, mă, și pădurii pustie, minăret! Alo! Miroase a om pe aici. Da, eu dâră de muritor. Dar unii omul, unde noi mai noi? Puh, crăptișudă să dea e naiba. Valeu, și cu și obrazul să mă înfățoșez eu înaintea lui Scaraboschi. Am umblat atâta cale și n-am avut un din bagașă eu coada să ispitesc la rău pe careva. Ei bine, e drept că nu am decât o prăpădită de codiță îmbârligată și nici eu nu-s prea mare și de aceea cred că nu mă pricep la treburile drășești. Alou, alou, așa mi-o foame, devine să urlu. Ia uite cu alea un boaț de mămăligă. Pișoata e asta. Să iau și un bucătură. Să mai prind puteri. O, ce bune e, băi. Și-are și o lecuță de brânză. Aolea, de brânză și bune. Ai stat, da, noroc. Mănânc și mă întorc în iad, la căldurică. Și-o fi... Oafi! Ai făcut vreo ispravă azi?
Ai arvunit și tu? Vezi că ai va, suflete. Tremuri ca varga, vai de cap. Auzi? Ce ai făcut? Nu mare lucru, stăpâne. Vremea a fost cum a fost și singurul om care a trecut prin pădure mi-a scăpat. A plecat înainte de a da eu de el. Atât, Chirică? Numai atât ai să-mi spui? Atâta întuneșimea ta. Adică, drept e că ne-am astâmpărat și eu o lecuță foamea cu un boz de mamaligă cu brânză. L-am găsit acolo pe buturug, știi? Așa ți-e vorba. Cine dejde să am în deal de ăia ca tine? Ei, las că te învăț eu, minte prostovană. Iartă-mă, fieți milă de mine, stăpâni întunecate. Nu, lasă-mă pace. Nici o milă, Chirică. Și n-o să scapi ieftin. Doar cu o copită pe care ți-aș fi tras-o eu altă dată, știi tu unde. N-ai să vezi așa ceva. Omul acela a zis că de-o mânca cineva boțul cu brânză și lighioană de-ar fi să-i zică un Bogda proste acolo. Ai zis? N-am zis că n-am știut săracul de mine. N-ai știut. Ei, acum e musai să pornești spre casa lui, ca să-l slujești cu mare credință, la ce te opune el acolo, timp de 3 ani de zile. Nu, drăcovenia ta, nu dă-mi altă pedeapsă mai blândă, te rog, dă-mi altă pedeapsă mai blândă. Uite, pune-mă la curățat iadul, să stau în flăcări 3 zile și 3 nopți orșită. Nu mă trimite printre oamenii ăia proști și urât mirositor, te rog. Să n-aud vorbă, diavole. Te rog. Sunt eu sau nu sunt tartorul vostru? Ești stăpâne. Atunci, ascultă-mă bine, să nu primești de la dânsul simbrie în bani, ci să te tocmești ca să poți lua din casa lui ce-i vrea tu după ce s-or împlini ăia 3 ani de slugărea. Vezi, să te deștepți, să-ți cotocești creierul și să alegi bine ce vei lua din casa lui Stan, zis și ipate. Pricepi? Trebuie să iei ceva care să fie de bună trebuință la talpa iarului. Văzut ai că au început a putrezi căpătâile împărăției, au ba? Văzut, stăpâne, da, altcumva nu se poate, stăpâne, te rog. Nu. Să-ți vină mintea la cap și să aduci ce trebuie ca să întărim talpa iarului. Gata, hai! Ia-ți tălpășița, să nu cutezi a face altfel decât ți-am poruncit. Nepricopțitule, dispare din ochii mei. Hai, dispare. Aleleu, iactă-mă și în lume. Ce să fac? Porunca-i poruncă, păcatele mele. Ce aveam să fac? Ia ca și casa lui Stan. Să intru. Ia, hai să intru. Eu pe stâlpul porții. Destul de ușurel. Lăsă-ți pe-mi pașe pe el în sacul ce mai. Zurțăni, nu? Ce te-ai cocoțat pe poarta mea, mă, băieții, mă? Alo, nu-ți găsești? Și era, vrei să-i sfâșie câinii? Mulțumesc, stăpâne, că ți-ai chemat cotarele. Ia dă-te jos de pe poartă, mă. Ia zi, de unde vii și ce cauți pe aici, mă, țâcă, mă? Păi, spaima câinilor. Stai, mă dau jos, așa. Păi, eu, bădică,
Amazima! Băi, și eu un băiat sărman din lumea largă. N-am mamă, n-am nici tată, dar vreau din toată inima să intru și eu la stăpân, știi? Mă, Cotile, mama, nu știi ce vorbești, mă. Nu te vezi ce prăpădit ești? Nici gâșele n-ai putere să le paști. Câți ani ai? Că nu par mai răsărit de 8-9. Ba, am vreo 13, 14, 15. Am. Ori straile tale poșititi fac să arăți frieje și încărșit. Măi, cum te cheamă, că nu spui, n-am cum să te strig. Ia mă, cheamă Chirică. Chirică și atât. Chiripa, palecule, bată-te, stată Dumnezeu, mă. Nu cumva ești botezat de Sfântul Chirică Șchiopu? Îl le ține drașii de păr? Ai, da, și știu eu de Sfinți Bădii. Că mie Chirică îmi zice și aici sunt. Ei, o fi eu mic, da, la treabă se vede omul ce poate. Și ai dumneata cu mine, a? Și apoi, nici eu nu știu cum te cheamă, matale, gospodariule. Stan, îmi zici și Stan, dar și Ipate. Știi, Ipate ăsta e un nume pe care mi l-au dat babilii din sat când m-au descântat de ochi. Aha, păi așa te ții, matale, păi cunoști neata cânticul așa. Ipate, Ipate, dă ochii pe spate și face cu mâna să-i mai dai una. Bă, vrăcul ești tu, mă, Chirică, mă. Ia să vedem, mă, dacă știi să-mi răspunzi mila și militura asta, mă. Lată peste lată. Peste lată, îmbujorată peste îmbujorată, crăcănată peste crăcănată, măciulie peste măciulie, limpezeală peste limpezeală, gălbeneală și peste gălbeneală, huduleț. Huduleț! Auzi, dar îmi dai și mie o hrincă dacă ai ghișit? Păi îți da. Dar să te aud dacă ai ghișit? Hai, ia ca și este. În fața casei sunt vatra. Piste vatră focul, pirostrile și unul cu apă întrânsul, faina de malaș, melesteu de mesteca mamaliga! Mă, Chirică, mă-mi plași, mă, că nu ești prost de tot. Ia să-mi spui cât vrei să-ți dau pe un an ca să-i tocmești la mine. Ei, păi eu nu mă tocmesc decât pe 3 ani odată, vădi, pentru că nu-s de așa la care umblă din stăpân în stăpân cu coșnița în schinare. A? Bine, cu atât mai bine, mă, Chirică. O încădea la învoială dacă îmi spui cât e parale îmi șef. Da, de parale n-am eu nevoie, dar sunt dat de mâncare și nici caiva trențe din bracat. Iar când s-o împlini, ai 3 ani, apoi să-mi dai matale voie să iau din casa dumitale și-o-i voi eu. Vorbă asta, mă, isteciule, mă. Păi, iată așa. Mă, te pomenești că ai vrea să-mi iei sufletul din mine. Sau cine știe ce drag ce-o mai veni prin cap să încerc. Hai că n-o să fie un cap de țară și așa o să-ți iau eu din casa dumitale. Așa că nu te mai împotrivi pentru timir și mai nimica. Haide, că o să-ți fie o slugă credincioasă și o să te ajut în sporirea averii. Hai, o să fiu tăcut și cu mințel, taman cum îți dorești dumneata. Mai de silă, mai de milă, mai crezând în vorbele băiatului, mai îndoindu-se, Stan al nostru l-a primit în casă, i-a dat să mănânce niște mușdei cu mămăligă, apoi l-a pus la treabă. Chirică s-a dovedit a fi liniștit și harnic, plin de bunăvoință, de parcă ar fi muncit pentru propria lui casă. Cât ai bate din palme, băiețanul făcea orice treabă, construia cotețe pentru păsări, șuri și ocoale pentru boi și vaci, hambare pentru grâu și toate cele trebuincioase într-o gospodărie. Din ziua în care Chirică se tocmise slugă la Stan, zi și Ipate, averea omului crescuse înzecit, însutit. Aproape 2 ani de huzureală trecuseră și Stan uitase de mult de urât și singurătate, iar norocul nu locolea niciodată. Chirică nu era însă cu adevărat mulțumit. Pasămite, știa el ce nu știau alții. Auzi, stăpâne! M-auzi, stăpâne? Ce s-a auzit, Chirică, dacă nu vorbești? Ori vrei să-ți ghicesc gândurile acum? Da, dacă vine acolo. Auzi, stăpâne? Aude, lumea... Păi nu mi-a luat nume de rău ce ți-o-i spun eu. Ce-ar fi să te însori, ai? Auzi? Da, adică mâinii pomenii strece tinerețea și te vezi fără suflet viu prin casă, fără un urmaș acolo, a? Că mai știi ce se poate întâmpla? Puh, duc-se pe pustii. Și atunci cui va rămâne atâta amar de averi? Ce spui, mă, băieții, mă, asta te doare pe tine? Bă, cu ți-ai găsit să mă însori când zi dita mai bărbatul copt? Ne. Măi, bise ne vrei să-și facă dracu din râs de mine, mă. Nu mai râdi, mă, așa.
Nu vezi că-s mai mult bătrân decât tânăr? Ba, stăpâne, nu ți-a trecut vremea, ascultă-mă pe mine. Nu, 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 ești numai bun din surat, că ai de toate ca să-ți ții nevastă și copii. Slavă Domnului! Puh! Că altceva nu pot să zic. Vezi, dumneata, badistane, ia-o-te departe acolo, lanurile acelea multe cu grâu care dă în copt. Le văd. E, du-te îndată amare la stăpânul moșii și tocmește-te să-i strângi tot grâu în mari grămezi, numai bune de dus acasă. E, și când te-o întreba, și plată să-ți dea pentru trebușoara aia asta, care nu-i deloc ușoară, apoi spui matale că nu-ți trebuie decât atâta grâu cu paie cu tot, cât vei putea duși în spate matale, în soță de o slugă. Și sluga aceea voi fi eu, bun înțeles. Mă, Chirică, te știu băiat cu minte, dar acum parcă ai vorbit de pe altă lume. Bine. Cum n-ai ba vrei să se șerăm și să strângi în singură ta mare de grâu? Iată așa. Mă, tu vezi că nu-i de șagă cu mine și odată mă supăr. Valeu, valeu, stăpâne, stăpâne, te rog eu să faci cum zic și o să cunoști după aceea cine sunt eu și și pot. Hai că n-o să te fac de rușine. Cu un gând să se ducă și cu 10 nu, Stan, mai zis și Ipate, și-a luat inima în dinți și s-a înființat la curtea boierului ca să se tocmească după cum îl învățase năzdrăvanul Chirică. Hei, bădini, Stane! Cum ar am vrea tocmeala cu boierul, ha? Ia, m-am prins cu el că-i dau gata lanurile, strâng grâu, îngrămez, după cum i-ai zis tu. Aha. Dar m-a apucat groaza când am trecut pe lângă lan. Și am văzut cât e de mare. Ai văzut cât e de mare? Mă, Chirică, mă, nu cred că o scoate mă la capăt, mă, și dăm de rușini, mă. Dracu, știi ce o să faci în cap, dar nu poți zici. Nici o greșe, stăpâne, că doar ești cu mine. Uite, uite ce spun eu, Chirică. Hai să luăm ce ne trebuie și să mergem să ne apucăm de treabă încă din seara asta. Ca dimineața să ne prindem muncind în lan. La mare greu m-am băgat din pricina ta. Drag de om ce ești. Pe înserat, Stan și Chirică s-au dus la ogorul cel lung și lat, chifurile să se apuce de secerat, iar băiețandrul l-a îndemnat pe stăpânul său să se odihnească o leacă pe iarbă, să mai prindă niște puteri pentru trebușoara ce o aveau de făcut. De cum l-a văzut adormit, Chirică a tras un șuierat de adunat la lucru toată drăcimea din iadul lui Scaraoțchi. Așa, ajutați-mă că nu se știe când vă voi fi și eu de folos vouă. Așa, se cerați repede grâu aici, legați-l în snop, faceți-l clăi. Așa, suflați aer din nări ca să se usuce, așa. Aolea, asta-i claca dracului, băi, Chirică. Când ne pui la treabă, mai abitiri ca un bătaf de căi răși. Dragi și nici cât de cu sârg, mă! Ca cu sârg pe de ziua și trebuie să vă luați tălpășița! Păi da, așa e! Unii-s cu folosul? Da, iau de tine! Și noi cu ponosul! Hai, mă! Hai că nu mă vorbai de tine, încopitatule și împielițatule! Ia uite ce de mai treabă au făcut frățenii noștri! Hai, hai, pun-te pe cărat! Că n-avem vreme de flioncănit! Hai! În zori de ziua când Stan, mai zis și Ipate, a deschis ochii și a văzut că tot grâul era adunat în două grămezi mari și într-o a treia uriașă, s-a gândit că visează. Vai de capul meu, Chirică! Spune-mi că nu e adevărat și așa văd. Băi, adevărat, stăpâne, e adevărat cum te văd și cum mă vezi. Așa e, tăt lanul-i seșerat, strâns și pus în grămezi. Băi, să nu-mi spui mie, Stan, dacă tu nu ești dracu gol, mă, Chirică.
Altfel n-ai fi putut face, mă, ce ai făcut tu noaptea asta? Hai, lasă, lasă fleacurile, stăpâne, și hai, ridică-te în capul oaselor, că apare boierul calare pe calul lui și trebuie să ne luăm partea după tocmea la dreaptă și ai făcut. Hai, iotă-l, iotă-l, că vine. Hai, Hania, hai, nu mai spurăi în halul ăsta. Te-ai speriat, ori l-ai văzut pe dracu? Ei, nu, 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 numai noi suntem pe aici, boierule, că am dat gata seșeratul și stresul greului. Bună dimineața, Cucoane! Mulțumit de treaba mântuită din noi pe ogorul Mitalii? Mulțumit, na, ce să zic, numai, Doamne iartă-mă, ucigă-l toaca, numai el ar fi putut duce la capăt o asemenea ispravă, Doamne iartă-mă. Da, 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 și noi că de boierule... N-ai ani găsit vreo pricină, ori greșesc, a? Da, bunul Dumnezeu, da, și nu mai vreau decât să scap de-al de ăștia ca voi. Păi atunci ne-am luat plata după tocmelă și-om pleca în treaba noastră. Aha, așa, stăpâne, ia, ia matale în spate și poți duce, hai, că ia ca eu voi lega grămada și mare cu frânghia aia asta. Și-am plecat la coșele noastre, mare! Omule, omule, sluga asta ta nu-i om! A burcat în spate grămada cea mai mare de grâu și a luat-o lăsănătoasa de parcă l-ar goni dracu din urmă. Da, cu coane, văd și eu! Dar asta n-a fost înțelegerea din capul locului. Stai, bă, omule, stai! Stai, stai că obosit să vorbim o leacă. Păi dacă îmi sfăci și tu încă o grămadă mare ca asta... Mă lasă la clipit pământul. Ce boierule, eu m-am ținut de cuvânt. Să cum ai pus aici să nu te calișești de plan. Na, mă, omule, na. Mai na, ia de la mine banii ăștia. În locul greului ce-ai putea încărca în spinare. Aoleu, oi fi și tu un diavol ca și sluga ta. A, Doamne, ferește Dumnezeu. Cucoane, eu am în casă crușii de aur, icoane, pita spereții. Da, și, am un cicu sârg, asta e tot. Mie îmi spui? Păi ce? Crezi că nu-mi dau seama că n-ai umblat cu lucru curat? Am mai văzut secerător până la vârsta mea. Acu atâta, te rog, primește banii ăștia în loc să-mi iei din grâu și du-te la alte case, în plata, Doamne, iată-mă, în plata Domnului, că eu am pățit-o rău cu tine. Doamne, n-a luat banii. Ce era să facă? S-a dus spre casa lui și când a ajuns, a dat de altă minune. Chirică trăierase, vânturase și măcinase tot grâul și a fost tare mulțumit de banii pe care boierul îi dăduse lui Stan. Tati bune și frumoase! Da, acu ia gândește-te, stăpâne. Ia ca eu mânii pe mine să împlinesc anii și plec și mă tau să rămâi fără mine. A, păi o să scadă greu să rămâi așa sângurel în dita mai căsoaia. Hai și zici, hai, tinsori, orba! Apoi dă-mă, Chirică, parcă nu vine a zi și da, deși un pas greu, măi. Păi da, da. Știi ceva? Hei. Mă tem tare de tot ca nu cumva să-mi iau eu pidracul pe cap, mă. Să-l aduc cu lăutari în casă, ca apoi nu mai pot scoate nici cu 1000 de pop. Te las pe mine, bade, Stane, că te-o-i faci eu să-ți iei din nevastă o femeie bună. Mă, cum nu s-o mai afla alta pe lume. Duminica viitoare o să-ți alegi mata la hora din sat o fată după inima dumitale, bine? Bine, bine, și mare lucru, doar de jucat la hora mai juca. Păi da, acum că vrei stinsori, o să facem cum te sfătuiesc eu, să știi? Uite cum, eu o să stau pe departe cu băieții acolo, iar Natalie prinde în horă lângă o fată care ți-o plășe. E, și după aceea, o ochesc eu bine și spui eu ce zace întrânsa. Îndrășit mai ești, mă, Chirică, mă. Zău că nu-i lucru curat cu tine. Păi da, stăpâne, în zilele noastre, dacă n-ai și o leacă de drașa... Pardon, să zici și cât e fură sfinței. Puh, și iar nu-i bine. Chirică,
Chirică, să fii tu al dracului. Vezi că te-am ascultat și am venit cu tine tocmai în satul Vișin. Doar ți-o fi pe plac fata pe care o alegi. Ori tu ești în stare să găsești cusuri și diamantului cât ar fi de strălucitor. Niciun dat. Ia zi, coadana de azi ți-a convenit să-mi o aduc de nevastă? Ba nu, stăpâne, nu și nu. Eu ți-am spus că vreau binele. Și o să-ți fac binele, măcar că în sila dumitale, să știi. Îți spun eu cârișaia asta nu-i din noi, că are două coaste de dracă întrânsă. Știi ceva, băiete? Eu gândesc că tot om alege până om culege. Ba nu, stăpâne, nu n-ai de ce te grăbi. Duminica viitoare, poate că o să joci lângă o fată mai de... Doamne ajută! Când e omul în doi peri, să te ferești de dânsul, zice o vorbă din bătrâni. Iar Stan cam așa era. Arde foc în paie ude, atât de adânc îi intrase în minte ideea de însurătoare, că tot ofta și sughița și se părea că duminica venea prea încet pentru dorurile lui. Se face în sfârșit duminica și Stan o pornește dinpreună cu Chirică în alt sat, la horă. Acolo pune omul ochii pe un puișor de fată care îi juca ochii în cap ca la o șerpaică. Joacă ei doi ce joacă, nu se mai săturau de horă și de ochiade și strângeri tainice de mână, iar Stan îi tot arunca priviri întrebătoare slugii, însă acesta făcea pe nizdaiul. Penserate, când s-a spart hora și au plecat toți pe la cășile lor, Chirică a deschis primul vorba. Stăpâne, ei, află că aia asta e potrivită de nevastă pentru dumneata. A, dar stai alea că drept e că are și eu o coastă de drac, dar numai una singură și vorba aceea. Trăind și nimurind, eu îmi scoate noi și coasta aceea. Da, iehei, da să te pup mâncate artata din deștept, măi. La urmă, ori și mare lucru dacă are o costiță pe dilături. Ia ca, tu o duci tu, binișor. Măi, și-aș pune pariu că toate coastele tale sunt de împielițat. A, băi, ia bea să nu zici vorbă mare, stăpâne. A, păi, și de-ar fi așa, află de la mine că sunt alții și mai răi ca mine, să știi. Ia, ce-i, mă, Chirică, mă, te-ai supărat cumva? Păi n-ai voie să te superi, mă, tocmai acum, când mi-am găsit aleasa inimii. Când vine să zbor din fericire. Au, Badistane, așteaptă-mă a tale o lecuță să facem nunta, să-și aducă fata zestră la dumneata acasă, să se vadă ea stăpână pe inima dumitale și pe urmă o mai vedea noi fericire. Măi, cum te pricepi tu să strigi bucuria omului, mă? Ba nu, că știu eu ce știu, da vorba aceea. Pe toate le-om drege când a venit clipa trebuincioasă. Badistane, întâi ia du-te matale de o cere de nevastă de la părinții ei, că săracii oameni or să sară în sus de bucurie când or vedea un ginere așa de bun ca dumneata și or să vrea să facă nunta cât mai degrabă. Hai, du-te! Nu prea înțelegea Stan cum se brodeau lucrurile și se întâmplau toate după cum spunea Chirică, dar și acum nunta s-a făcut repejor și pace bună. Nici nu se împlinise bine anul de la nuntă și ea ca nevastă lui Pate aduce pe lume un băiețel frumos și sănătos. Copilul împlinise vreo 3 luni când, într-o zi, apare socrul lui Pate, tatăl fetei, să invite la o nuntă în satul lui. Ziua bună! Ia zi, tată socrule, ce mai veste poveste? Ce treburi ai pe la noi? Da, păi, am venit să vă poftesc la nuntă, că se însoară un frate mai mic al nevestii mii și am zis că veniți și voi să vă giftuiți, ha? Să vă veseliți și să jucați după placul inimii. Ce zici? Păi, de, tăicuță, știu și eu. De-acu băiețelul a mai crescut o leacă. Stăpâne, nu te supăra! Ia vină în coașe, că eu nu pot să ridic singur capacul de pe butea aia asta. Hai, mă, trași răbdare, doar nu dau turșii. Nu vezi că am de schimbat o vorbă cu socrul meu? Dar cum mai de aia?
socru matale. Hai vină cu așa, ajută-mă să mă ac trebușoara aia asta, bădie. Hai că pe urmă ai mata tot timpul să pune țara la cale. Bine, o că vin, mă. Păi ce-o vrea și ăsta? Stăpâne, ce, mă? Fii atent. Zii socrului matale că ai tare multă treabă pe acasă, știi? Da, să se ducă la nuntă mai întâi femeia dumitale și copilașul, da? Că apoi s-ar putea să te duci mai la urmă și dumneata. Hai, lasă, că după aceea îți spun eu ce mai avem de făcut. Hai, zi așa. Gine. Mă, Chirică, mai firai tu să vii. Merg pe mâna ta drăcească și de-ai stădată. Hai, zi așa. Fițara furisită de capac să schie, mă! Da, slugă obraznic, mă, să nu mai mai întrerup, mă, din vorbă pentru și fleac, mă! Iartă-mă! Așa acolo cu prăstiile tale, mă! Da. Unde rămăsesem, taică, socru? Băi, la nunta lui comnată mi-o ipate. Da. Veniți, ori nu veniți? Păi, da. Taică, socru, am niște acareturi musai să le repar. Până nu dă ploaia și mă bate gândul că ar fi bine să vină nevastă mea întâi. Bun înțeles, ia și copilajul cu dânsa, nu? Păi tu, ipate, rămâi singurel? Așa treabă nu-mi place. Lasă, taică, socurile, că poate-i sfârși reparațiile mai devreme și voi veni și eu să joc o licuță la nuntă, nu? Bine, omule, cum vrei. O iau eu chiar de azi cu mine pe femeia cu nepoțelul și plecăm. Să vezi ce o să se bucure maică sa când o mai ajunge toți trei acasă. Mai ales să-l poate. Vremea să scoatem coasta cea de drac din femeia dumitale. Hai, gătește-te repejor de drum și du-te în satul socrului. Dar nu te du la nuntă, ca să nu te vadă ei. Alături de casa socrilor stă o babă într-o căsuță ascunsă printre copaci. Și ce-mi trebuie mie baba și ea? Ai răbdare, bădie. Așa e un tălpoi de babă meștere la blestemății, cum îi sfredă lui dracului. Tragi în gaz de la dânsa și fă-te că ești un drumeț străin căruia i-a căzut cu tronc femeia dumitale. Pun-te pe lângă babă luntre și punte, juruiește-i cerul și pământul, roag-o cum îi știi, numai să ți-o momească pe nevastă și să ți-o aducă acolo. Ai să vezi atunci de câte sunt în stare babele ca ea și cât de credincioasă ți-e femeia. Cu inima cam îndoită, Stan a făcut în tocmai cum îi spusese Chirică și a luat-o pe babă pe ocolite până i-a spus că l-ar dea sufletul după tânăra nevastă și că-i dă o pungă țoșcă de bani dacă i-o aduce la ea acasă să o vadă mai de-aproape. Doamne, firești, un bun de așa o treabă, dar nu se cade săraca din mine, domnilușurii. Ei, femeia are bărbat frumos și bogat, să înțeleg bine, au și copil, Ei, nu, să știi că dânsa nu-i din acelea din care gândești dumneata, na. Și te rog eu, fă bine la ista și o să ai de la mine mai mult decât punga de bani. Ei, nici vântul, nici pământul nu o să se știe ce se întâmplă în casa dumitale. Mai un pul decât o pucă de bani. Păi dacă e așa, mâncă chiar purii. Să te mănânci și omule, că mi-am găsit necazul cu dumneata. Da, eu pricep și o să zică pârdalnică chișcătură de ele, mă. O să fac eu ce-i putea. Dar să știi că îmi pleznește obrazul de rușine să mă înfățoșesc dinaintea femei cu vorbe din astea. Păi da, sunt rușinoase. E bine că nu vine la nuntă și bărbată și... Hai că mă duc. Tălpuiul iadului de babă s-a dus pe lângă nevastă și ce i-a spus, ce nu i-a spus, a învățat-o cum să plece din casă pe înserat când era nunta mai întoi. Nu se poate, mătușă, nu. Tu ascultă-mă pe mine, nevastă, că nu fi lucru tocmai rău să șuguiești o lecuță așa, cu drumețul și ala. Hai de mine! Tu știi ce trebuie să faci?
trezește-și copilul din somn și el atunci o să înșeapă să plângă. Atunci taică tu are să-ți zică să-l iei și să-l duci la baba de alături, adică la mine, ca să nu se strâși nunta. Îl știu eu pe taică tu, cât el de supărășos și nu-i plac orăcăielile de copil. Ei, mătușă, mătușă! Crezi că o fi bine să facă așa o treabă? Ei, tu vină la mine, fată, hei, și o să vezi și bine să te șugă. Femeia lui Ipate, chiar cum a învățat-o baba, a făcut. Și cum a intrat în casă, a început a chicoti și a povesti versi uscate de la nuntă, fără a-și da seama că străinul acela era chiar bărbatul său. Stan, povățuit de Chirică, le-a dat câte un pic de băut până le-a amețit pe amândouă. Apoi și-a furat copilul din covățică și-a fugit cu dânsul acasă. Ei, stăpâne, minciun ți-am spus eu, oriba! Adevărul mi-ai spus, Chirică. Și acum văd și eu ce poate fi mie. Băi, nici un ceas nu mai trăiesc de-acu înainte cu dânsa, mă. Dracului pomano dau de soi rău ce zace în ea. Bă, nu te las să faci una ca asta, stăpâne, nu? Că ai una din cele mai bune neveste de pe pământ. De unde? Aici îi devine băbătia aceea, îți spun eu cu mâna pe inimă, stăpâne. Femeii dumitale îi scoatem azi costița de drac și o să ai de-acu înainte parte de o viață tare bună alături de ea. Crede-mă! În acest timp, nevasta lui Ipate și baba s-au trezit din amețeală și s-au speriat de moarte. Nu mai era nici urmă de străin prin casă, dar și copilul dispăruse de parcă ar fi intrat în pământ. Atunci, numai ce-i dă dracu prin gând babei că tot ar putea scăpa amândouă basma curată. Vai de mine, nevastă, hei! Mare belea mi-am găsit cu tine! Tași, mă, tași, tași, tași din jălit! Și ascultă, și ascultă și trebuie să faci! Ce mă faci, ce mă faci, sărăcuza de mine? Că mă omoră, Ipati! Mi-a prostia dracului să-mi fie! Măi, dar tași, omacu, tași, 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 că am o idee! Tași! Ia ca, o să luăm motanul meu... Îl înfășurăm în cârpi ca pe un copil. Așa, îl punem în albiuță. Apoi dăm foc casă pe dinăuntru. Stai liniștită că noi ieșim. Și când s-o aprinde focul mai tare, începem a boși. Atunci să boșești în gura mare și să strigăm foc, foc, foc. Ei, și până ori sări oamenii de la nuntă, casa o să ardă în întregime, ia ca așa, și toți or să creadă că motanul făcut scrumii copchilul tău. Nu-mi place! Aoleu, dar altă lanima face ca să scăpăm din inorocire. Nu-mă, că nu-ți place! Da, eu care rămân, vai de bătrânețele mele, pe drumuri că mi-arde casa! Lasă, mătușică dragă, că o să treci noi și peste asta. Te iau la casa mea, mătușică, bărbatul meu e ca pâinea de bun și o să se îndoblici să stai cu noi ca o mămocă. Încă nu erau pe acolo. Atunci nevasta îi poruncește argatului să ia sacul cu baba în trânsul și să-l pună în căsoaie pe cuptor, pe după horn. Iaca, în scurt timp, se ivește și bărbatul ca venind de la câmp. Ea sare plângând înaintea lui și îi povestește nenorocirea după cum se înțelesese cu baba. Aoleu, mă, Stane, mă, ce-am făcut, mă? Lasă, stai, măi. Mă, nevastă, mă, ogoiește-ți durerea, stai, că de-o-mi trăi, o mai face noi și alți copii, stai. Așa o fi fost dat de la Dumnezeu. Păi, dumneata, te uiți în gura ei, stăpâne. Păi, da, dumneata, crezi ce spune? Ia, hai mai bine să o cenătuim. Hai, pune-o jos pe pod, da? Și ține-o bine ca să-i scoatem costița aceea de drac. Odată mi-o înșfăcă-i pate de cozi, o țintuiește la pământ, iar Chirică îi numără coastele din stânga.
o găsește pe cea de-a patra, pune dalta, dă zdravă în cuciocanul, o trage cu cleștele și scoate coasta de drac afară. Așează apoi pielea la loc, pune el cine știe ce pe rană și aceasta se tămăduiește pe loc. De cum ar termina trebușoara aceea, Chirică s-a dus la vecini și a adus copilașul viu și nevătămat. Iar nevestei i s-a încleștat gura de mare uimire. Chirică n-a băgat-o în seamă ce a început a-și lua rămas bun de la Stan. Apoi, stăpâne Stane, azi mi s-au împlinit cei 3 ani pentru care ne-am tocmit. Rămâi sănătos, stăpâne, cu cei dragi ai dumitale, iar eu mă duc la, mă rog, de unde am venit. Să știi de la mine, stăpâne, și să le spui și altora, că te-a slujit un drac 3 ani numai pentru un boz de mămăligă cu brânză pus pe o buturugă în pădure și pentru un putregai de căpătâi ce-mi face trebuință sub talpa iadului. Ce putregai visezi, mă, Chirică, mă? Păi ia ca, stăpâne, putregaiul, iată-l colea, se găsește în sacul ăsta pe care l-am ascuns după horn. Iată-l colea, iată-l. Nu lăsa să ia sacul. Bărbatii, nu lăsa să ia sacul sării. Sări că-mi ia părții de la buruga. Mai muiere, mă, lasă-l, mă, să iei și vrea el, mă. Așa ne-a fost tocmeala, măi. Păi așa? Facem noi rost de alți câți nevestică, dragă. Hei, mie îmi pare rău de drăgușorul ăsta de Chirică, mă. Știi doar cât bine ne-a făcut la amândoi. Și-am adus în sacul ăsta o codoașcă de babă numai bune din tărit talpa iadului. Băiete, dă să te pup. Că n-ai suferit degeaba 3 ani pe pământ și te-ai făcut al dracului de deștept. Mă drace, mă. Mă codiță în bârga. Codiță în bârga. Ia că așa oameni buni s-a izbăvit ipate și de dracu și de babă și a trăit mult și bine cu nevasta și copiii săi, cât s-o mai fi avut după aceea. Și ori de câte ori încerca cineva să-l aiurească în vreun fel sau altul, ipate dădea din capa neîncredere. Ia păziți-vă, mai gine treaba voastră și nu spuneți mie că ai vezi pipăreți, că eu mi-s Stan pățitul, mă!